La Jocurile Olimpice din 1904, un gimnast numit George Iser a câștigat 3 medalii de aur, 2 de argint și una de bronz, deși avea un singur picior. Celălalt fusese amputat în copilărie și acesta concura cu o proteză de lemn. Și poate mai înțelegi cum s-a descurcat la calul cu mânere sau la bare paralele sau chiar la inele vere. Dar cumva acesta a luat aurul și la sărituri, o probă în care trebuia să alergi, să sari și să aterizezi pe acea vreme fără niciun fel de trambulină. Iar el a făcut asta cu un picior amputat destul de sus deasupra genunchiului. Aproape la fel de interesantă este și povestea lui Adrián Carvajal, un alergător de maraton de la aceeași olimpiadă din 1904. Acesta era un poștaș cubanez foarte sărac care a strâns bani pentru călătoria în America făcând demonstrații stradale, adică a alergat de colo-colo prin Cuba până când a strâns bani să meargă la olimpiadă. Totuși, odată ajuns în America și a pierdut aproape imediat toți banii la pariuri în New Orleans, așa că a trebuit să meargă pe jos sau cu autostopul până în St. Louis unde se ținea competiția. Odată ajuns, acesta era epuizat, înfometat, falit și era îmbrăcat în cămașă, pantofi și pantalon de costum pe care cineva din milă i-a tăiat la genunchi ca să arate un pic mai sportiv. Pe parcursul cursei, acesta se tot oprea să vorbească cu spectatorii și fiind nemâncat de câteva zile, a furat 2 piersici dintr-o mașină, pe urmă niște mere dintr-o livadă, de la care i s-a făcut rău, așa că a făcut o pauză să tragă un pui de somn și cu toate astea, Carvajal a reușit cumva să termine pe locul 4. De altfel, maratonul olimpic din acel an a fost unul dintre cele mai bizare evenimente din istoria sportului. Traseul era foarte dificil, cu dealuri, pante abrupte și căldură insuportabilă. Sportivii au primit foarte puțină apă pe parcurs, deoarece organizatorul voia să experimenteze să vadă ce efect are dezhidratarea asupra corpului uman. Mașinile care acompaniau alergătorii ridicau praf gros în aer, care era inhalat de sportivi, aproape omorând pe unul dintre ei din cauza hemoragiei interne. Unul dintre atleți a fost fugărit de câini 1 kilometru în direcția greșită, altul a renunțat la cursă și s-a suit într-o mașină mergând spre stadion, dar s-a hotărât să coboare spre final și să traverseze linia de finish pe jos, fiind aplaudat la scenă deschisă și pe urmă huiduit când s-a aflat că era doar o glumă. Iar câștigătorul real al cursei aproape a murit de deshidratare, suferind de halucinații puternice, acesta a fost practic cărat de echipa lui ultimii kilometri, care tot băgau în el albușuri de ou, whisky și stricnină. O substanță folosită ca stimulant sau ca o travă de șobolani. Acesta a leșinat și a rămas inconștient mai bine de o oră la finalul cursei, dar na, medalia de aur e medalie de aur. Doar că medalia de aur nu este de fapt de aur. Sunt făcute din argint și doar placate cu aur, pentru că dacă ar fi din aur solid, fiecare medalie ar valora vreo 25.000 de dolari. Medaliile olimpice de argint și bronz sunt ceva mai cinstite, fiind făcute din argint și bronz, iar la olimpiada din 1936, 2 japonezi au câștigat medaliile de argint și bronz, terminând la egalitate perfectă pe locurile 2 și 3 la săritura cu prăjina. Când au ajuns acasă, aceștia au tăiat medaliile în două și le-au lipit la loc invers, creând 2 medalii jumătate de argint, jumate bronz, ca să fie cinstit. Johnny Weissmuller, actorul renumit pentru rolul său din Tarzan, născut pe teritoriul României de astăzi, nu era doar o vedetă de cinema, dar și o vedetă în lumea sportului. Acesta a participat la olimpiadă ca înotător, unde a câștigat 5 medalii de aur. Cercurile olimpice arată și ele ca 5 medalii, dar de fapt reprezintă cele 5 continente ale lumii, conectate și unite prin sport. Culorile nu indică un continent anume, că era cam dubios ca negru să fie Africa și galben Asia, în schimb aceste 5 culori plus albul din fundal pot fi folosite pentru a crea orice steag din lume. Cel puțin puteau la vremea când au fost create, astăzi au apărut câteva steaguri cu portocaliu sau mov, dar oricum, chiar și astăzi steagul oricărei țări din lume conține cel puțin una dintre aceste culori. Și numărul 8, Olimpiada din Beijing din 2008 s-a lansat oficial la ora 8:08 în ziua de 8/8/2008, deoarece chinezii consideră 8 un număr norocos, ceea ce bineînțeles este adevărat. Și astea au fost doar primele 8 din 88 de chestii despre Jocurile Olimpice. Trebuia să zic 8 limpice. Primele Jocuri Olimpice au avut loc în Grecia Antică în anul 776 înaintea erei noastre. Acestea erau un festival sportiv, dar aveau și un puternic aspect religios, fiind dedicate lui Zeus, despre care se zice că a și creat jocurile ca să sărbătorească după ce l-a învins pe Cronos și a câștigat tronul zeilor sau ceva. Totuși, Jocurile Olimpice erau doar unul din 4 evenimente sportive majore din Grecia Antică, numite Jocurile Panhelenice, o serie de 4 festivaluri sportive, fiecare dedicate unui anumit zeu. Mai existau jocurile
temple pitiene ținute odată la 4 ani în Delphi, despre care se zice că au fost create de Apollo după ce a omorât un șarpe mitologic. Jocurile nemice erau ținute odată la 2 ani în Corintia și se zice că au fost create de Hercule după ce a omorât un leu mitologic. Iar jocurile ismice erau ținute odată la 2 ani în Ismia și erau dedicate lui Poseidon, zeul mării, și ți-ai imagina că asta e ocazie numai bună pentru niște probe acvatice, dar nu era cazul. Oricum, aceste evenimente împreună reprezentau un fel de circuit sportiv la care puteau participa cei mai buni atleți greci de la an la an. Jocurile olimpice erau, bineînțeles, cele mai importante, pe lângă că erau dedicate celui mai important zeu, Zeus. Acestea erau ținute în Olimpia, cel mai sfânt lăcaș de cult din toată Grecia, care la rândul său era denumit după muntele Olimp, unde cică locuiau toți zeii ăștia. Mai mult, competiția avea loc sub supravegherea masivei statuia lui Zeus din Olimp, una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Pentru că programul lor era atât de bine stabilit, jocurile olimpice au ajuns să fie folosite ca un reper pentru a măsura trecerea timpului în intervale de câte 4 ani. Jocurile aveau de asemenea un rol de pacificare între statele grecești, care adesea erau în război. Dar pe parcursul Olimpiadei se declara o pace temporară pentru ca atleții să poată călători și participa la eveniment în siguranță. Totuși, ce se întâmpla la aceste jocuri? Păi nu mare lucru. Cel puțin nu în primele 13 ediții, unde singura probă sportivă era o cursă de 200 de metri. Pare cam mare deranjul pentru o singură cursă, dar în timp au fost adăugate tot felul de alte competiții, gen cursa de 400 de metri. Tare. Pe urmă, cursă pe distanță lungă de 5.000 de metri, săritura în lungime, aruncatul discului, a suliței, box, lupte libere, curse de cai, de măgari, de trăsuri trase de cai sau măgari, sau chiar o cursă în care alergătorii erau echipați în armură ca să simuleze condițiile de război. Doar bărbații aveau voie să participe la olimpiadă, deși femeile aveau propria lor competiție, numită Jocurile Herei, unde tinere atlete puteau concura și ele într-o cursă de 200 de metri. Totuși, la cursele de trăsuri, câștigător oficial era considerat deținătorul cai, lor, nu călărețul. Prin urmare, o femeie numită Chinisca, fiica regelui Archidamos, a devenit printr-o tehnicalitate prima medaliată olimpică în 396 înainte de Hristos, când caii ei au fost victorioși. Bărbații vremii probabil erau revoltați. Mă mir că nu s-a făcut încă un serial despre asta. Jocurile de pe atunci erau extrem de violente și periculoase. Adesea se murea la cursele de cai, iar la box, în loc să poarte mănuși, purtau straturi de piele întărită ca să provoace cât mai multe daune, iar uneori chiar foloseau mănuși cu o țepușă metalică pentru maximum damage. Luptele libere de obicei se terminau și ele când unul dintre cei doi participanți murea și se zice că odată un mort chiar a câștigat o luptă, deoarece într-o îmbulzeală adversarul a ridicat un deget indicând că se dă bătut, fără să realizeze că oponentul său era deja mort. Totuși, înainte de toate violențele astea, persoana care a câștigat primele jocuri olimpice era un brutar numit Coreobus din Elis. Victoria i-a adus prestigiu, onoare și un nume care a rămas în istorie, dar nu bani. Pe atunci doar locul întâi era premiat, nu exista medalie de argint sau de bronz, iar câștigătorii nu primeau de fapt nicio medalie, ci o coroană de frunze din măslinii sacri ai Olimpului, mare onoare. Primea de asemenea invitație la un festin, mare petrecere, dreptul de a-și ridica statuie pe acolo dacă aveau bani, de obicei n-aveau, și poezii scrise despre măreția lor care puteau fi recitate când se întorceau la ei în sat. Orice, numai nu bani. Exact ca astăzi, de altfel. Alt atlet notabil al jocurilor antice a fost Orsipus din Megara, care în 720 înainte de Hristos, în timp ce alerga, i-a căzut șorțul, lăsându-l complet dezbrăcat. Dar, în loc să se rușineze, a alergat și mai repede, fiind probabil mai aerodinamic, și a câștigat cursa și admirația tuturor oamenilor. Se zice că de atunci toți sportivii au concurat dezbrăcați, corpul de atlet nud fiind considerat o capodoperă. Singurul dezavantaj e că nu avea unde să-și treacă sponsorii pe haine. Totuși, această practică de a concura dezbrăcat era atât de iconică încât astăzi cuvântul pentru gimnastică sau gimnaziu sau englezul gym pleacă de la cuvântul grecesc gumnos, care însemna dezbrăcat. Jocurile olimpice au început să își piardă din popularitate prin secolul 2, când Grecia a fost cucerită de romani, care nu le-au mai susținut sau finanțat ca pe vremuri. Totuși, într-un eveniment renumit, împăratul Nero a participat la una dintre olimpiade în cursa de trăsură, dar s-a făcut de rușine răsturnându-se cu calcul tot, iar la final tot el s-a declarat victorios. Jocurile s-au încheiat de tot în secolul 4, când creștinismul era deja la putere, iar împăratul Theodosius le-a interzis cu totul datorită originilor păgâne. Mama lor de păgâni, și așa s-a încheiat o eră, iar jocurile olimpice nu s-au mai ținut și aveau să fie uitate până un mileniu și ceva mai târziu.
Începând cu secolul XVII, au început să apară diverse evenimente sportive care s-au folosit de numele olimpic pentru branding. Printre astea se numără jocurile olimpice de la Cotswold din Anglia, despre care am mai vorbit în filmul Top 8 Sporturi Ciudate, sau l'Olympiade de la Republic, care s-a ținut câțiva ani în Franța, la scurt timp după Revoluție, sau asociație sportivă din Liverpool numită Wenlock Olympian Society, care promova activitatea sportivă în Anglia și a organizat câteva competiții locale pe care le-au numit olimpice. Ideea de sport organizat devenea tot mai popular în secolul XIX, iar în Grecia, în 1833, un jurnalist patriot a propus restabilirea jocurilor olimpice pentru a restaura măreția Greciei de cândva. Pe atunci, patriotismul era în floare, pentru că Grecia tocmai își câștigase independența de la Imperiul Otoman, iar un magnat greco-român numit Evanghelie Zappa a oferit să financeze o nouă serie de jocuri olimpice ținute permanent în Grecia. Și asta a și făcut. Olimpiadele lui Zappa s-au ținut de 4 ori în 1859-70, 75 și 88, doar că acestea erau evenimente micuțe și nu sunt considerate olimpiade oficiale. În schimb, toate aceste activități erau observate cu atenție de un aristocrat francez numit Pierre de Coubertin, care avea o pasiune pentru sport și exercițiu fizic, fiind convins că francezii au pierdut războiul recent cu Prusia pentru că soldații nu erau în formă fizică prea bună. Coubertin avea o viziune despre cum sportul poate promova colaborarea și pacea internațională, poate încuraja sănătatea fizică prin mișcare și poate determina oamenii să lupte pentru ceea ce vor. Astfel, inspirat de mini-olimpiadele din Anglia și Grecia, a vrut să creeze o competiție similară în care să adune cei mai buni atleți amatori din toată lumea. Partea cu amator era obligatorie și destul de importantă. Chipurile pentru a oferi oricui o șansă să concureze pe o scenă mondială și pentru a păstra integritatea competiției. Astfel, Coubertin și-a folosit influența și abilitățile politice pentru a fonda Comitetul Olimpic Internațional și a lansat în mod oficial Jocurile Olimpice Moderne. Acestea aveau să fie ținute odată la 4 ani, ca pe vremuri, dar de data asta într-un oraș diferit de fiecare dată. Totuși, toată lumea a fost de acord că prima ediție ar trebui să fie ținută în Atena, ca pe vremuri, în anul 1896. Chiar nu puteau să mai aștepte și ei 4 ani? Această primă olimpiadă, deși mult mai mică ca cele de astăzi, a fost un succes enorm, fiind la vremea ei cel mai mare eveniment sportiv din istorie și, conform jurnaliștilor, cea mai mare adunare pașnică de oameni de la antichitate încoace. Au participat vreo 200 de atleți din 12 țări, toți bărbați, ca pe vremuri, iar cele 12 țări erau Austria, Bulgaria, Danemarca, Franța, Germania, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Italia, Suedia, Elveția și Statele Unite. Singura țară non-europeană care a participat și de asemenea țara cu cele mai multe medalii de aur. Sporturile practicate la această competiție includeau probe atletice ca în Grecia antică, dar și ciclism, scrimă, gimnastică, tir cu arma, înot, tenis sau haltere, cu noi sporturi fiind adăugate în următoarele ediții. De atunci, jocurile au continuat să fie ținute o dată la 4 ani, până în prezent cu doar 4 excepții. Jocurile nu s-au ținut în 1916, 1940, 1944 din cauza războaielor mondiale, iar olimpiada actuală din Tokyo trebuia să fie ținută în 2020, dar a fost amânată un an ca urmare a pandemiei COVID. În total, 23 de țări diferite au organizat până acum jocurile olimpice, Atena, Paris, Los Angeles și acum Tokyo fiind singurele orașe unde au avut loc 2 ediții. Londra este singurul oraș unde s-au ținut de 3 ori, dar Statele Unite au organizat cele mai multe, cu un număr total de 4 olimpiade, cele 2 din Los Angeles plus St. Louis și Atlanta. Singurele continente unde jocurile nu s-au ținut niciodată sunt Africa și Antarctica. Și dacă mă întrebai acum 5 ani, aș fi inclus și America de Sud în categoria asta, jocurile din 2016 de la Rio fiind primele de pe acel continent. Totuși, dacă luăm în calcul și jocurile de iarnă, atunci Innsbruck din Austria intră și el la categoria de 2 olimpiade organizate. Iar apropo, jocurile de iarnă au fost introduse în 1924 și se țineau în același an cu jocurile de vară, până în 1992, când au fost decalate cu 2 ani. Asta înseamnă că a existat o olimpiadă de iarnă atât în 92 cât și în 94, la distanță de doar 2 ani, de parcă ar fi jocurile istmice sau ceva. Oricum, jocurile de iarnă nu s-au ținut niciodată în emisfera sudică, din motive cumva evidente, și în mod surprinzător există numeroși sportivi care au participat atât la jocurile de iarnă cât și la cele de vară, cu unii dintre ei câștigând și medalii la ambele ediții. Printre aceștia se numără Eddie Egan, care a câștigat aur vara la box și iarna tot aur la bob. Pare că ar fi sporturi complet diferite, dar dacă stai să te uiți mai atent, observ că de fapt
diferă o singură literă. Jakob Tulin Tamas a câștigat aur iarna la sărituri cu schiurile și argint vara la sailing. Astea n-au nicio legătură unul cu altul. Cristina Luding Rottenburger din Germania a câștigat medalii la patinaj, viteză și la ciclism pe velodrom, exact la fel ca Clara Hughes din Canada. Iar americanca Lauren Williams a câștigat medalii vara la atletism și iara din nou la bob. Destul de impresionant, dar nu știu ce să zic, cred că medalia de la bob e cea mai ușor de câștigat din toată olimpiada. Dacă m-ar primi și pe mine cineva în echipă, cred că aș putea să iau și eu una, adică stau și eu acolo. Și chiar dacă nu a câștigat nicio medalie, avem și noi un sportiv polivalent român numit Wilhelm Zakiris, care era și handbalist și skior și a participat la ambele jocuri, chiar dacă nu este foarte cunoscut, adică nici măcar n-am găsit o poză cu el. Oricum, țara cu cele mai multe medalii la jocurile de iarnă este Norvegia, pe când la jocurile de vară cea mai de succes țară este Statele Unite. Iar în clasamentul medaliilor la olimpiadă, România ocupă un respectabil loc 14. Sportivul cu cele mai multe medalii este notătorul Michael Phelps, cu un număr incredibil de 28 de medalii, din care 23 de aur. La femei, cea mai de succes este gimnasta Larisa Latinina, cu 18 medalii, din care 9 de aur. Iar sportivul român cu cele mai multe medalii este Nadia Comăneci, cu un total de 9, din care 5 de aur. Totuși, în top 100 se mai găsește o româncă, Elisabeta Lipă, cu 8 medalii, din care 5 de aur. Iar cea mai de succes participare a României la olimpiadă a avut loc în 1984, când am terminat în mod incredibil pe locul 2 la medalii de aur, în spatele țării gazdă, Statele Unite. Asta s-a datorat și faptului că toate țările din blocul sovietic au boicotat jocurile din America și nu au participat, deoarece nici SUA nu participase la jocurile din Rusia 4 ani mai devreme, războiul rece și astea. România nu a ținut cont de dorințele sovieticilor și s-a dus la olimpiadă oricum, fiind aplaudați la scenă deschisă pentru această sfidare și, bineînțeles, câștigând numeroase medalii la atletism, gimnastică, caiac, canoe, haltere sau lupte greco-romane. Și apropo, ca un sport să ajungă să fie inclus într-o competiție olimpică, acesta trebuie să fie jucat de bărbați în cel puțin 4 continente și 75 de țări, precum și de femei în 3 continente și 40 de țări. Asta explică de ce cricket, unul dintre cele mai vizionate sporturi din lume, cu miliarde de urmăritori, nu se practică la olimpiadă, pentru că acei miliarde de fani se găsesc în doar 2-3 țări, iar restul lumii nu prea joacă cricket. La fel este cu baseball sau fotbal american, totuși, conform criteriilor, chestii de genul biliard, darts sau bowling ar trebui să fie incluse, deși unii nu le consideră neapărat sporturi, ci mai degrabă jocuri. Pe așa și ce trasul cu arma ăla-i sport? În orice caz, există tot felul de sporturi interesante care au făcut cândva parte din program, dar astăzi nu mai sunt la olimpiadă. Acestea includ duelul cu pistoalele, curse de bărci cu motor, cățăratul pe sfoară, ciclism tandem, hockey pe role, împușcatul porumbeilor, cursa de not cu obstacole, baloane cu aer cald, arta marțială aia în care se bat oamenii cu un băț sau competiția aia când două echipe trag de o sfoară. Totuși, probabil cel mai bizar este că din 1912 până în 1948, olimpiada cuprindea și competiții artistice pentru muzică, pictură, sculptură, literatură sau arhitectură. Aceste lucrări trebuiau să fie inspirate din sport, ceea ce a dat naștere la tot felul de opere de genul ăsta sau ăsta sau ăsta. Iar unul dintre medaliații cu aur la artă a fost chiar Pierre de Coubertin, care în 1912 a participat la literatură cu o lucrare intitulată Odă sportului, care sună ceva de genul ăsta. O, sport, plăcerea zeilor, esența vieții, ai apărut deodată în mijlocul poienii gri care se zvârcolea în corvoada existenței moderne ca un mesager strălucitor al unei epoci trecute în care omenirea încă zâmbea. Ca o licărire de zori a iluminat vârfurile munților și pete de lumină au cuprins pământul în pădurea sumbră. Epic. Competițiile artistice au fost anulate până la urmă, dar nu pentru că ar fi fost stupide, ci pentru că artiștii participanți erau considerați profesioniști. Și așa cum am zis, olimpiada avea o regulă strictă că interzis profesioniștilor, ceea ce a dus la un eveniment destul de neplăcut la jocurile din 1912 din Stockholm. Aici a apărut prima mega vedetă sportivă din lume, Jim Thorpe. Acest atlet nativ american a câștigat 2 medalii de aur la pentatlon și decathlon, adică competiții care includeau mai multe sporturi, 100 de metri, 100 de metri garduri, 400 de metri, 1500 de metri, săritura în lungime, în înălțime, cu prăjina, aruncarea de disc, de suliță sau de greutate. Jim Thorpe era excepțional la toate astea și a fost un fenomen la vremea lui, prin medaliile de la regele Suediei, care i-a spus că este cel mai bun atlet din lume. Dar când s-a aflat că în trecut acesta jucase 2 sezoane de baseball semiprofesionist unde fusese plătit, medaliile i-au fost retrase, că nu era amator. Abia în 1983, la 30 de ani după moartea sa, i-au fost înapoiate medaliile oarecum, fiind trecut
co-câștigător la probele lui, dar cu un mare asterix. Un caz similar s-a întâmplat cu doi patinători artistici din Germania care au câștigat medalia de argint în 1964, dar pentru că fuseseră plătiți pentru niște spectacole pe gheață, s-a considerat că sunt profesioniști și medaliile au fost din nou retrase. De altfel, până în ziua de astăzi, regula cu sportivi amatori persistă. Deși jocurile olimpice produc miliarde de dolari în sponsorizări, bilete și drepturi de televizare, sportivii nu primesc niciun premiu financiar, deoarece asta ar însemna că sunt profesioniști. Dubios. Bineînțeles, au existat și alte motive pentru care sportivilor li s-au retras medaliile, cum ar fi în cazul lui Ingemar Johansson, care în 1952 era în finala competiției de box și avea asigurat cel puțin argintul, dar acesta a fost descalificat și nu a primit nicio medalie pentru că a fost prea pasiv. Adică nu dădea niciun pumn, doar se apăra. Boxerul a afirmat că voia să-l obosească pe adversar și să-l copleșească cu lovituri în ultima rundă, dar arbitrului s-a părut că își bate joc de sport sau ceva și l-a descalificat. Alt caz a avut loc la Olimpiada din 92, unde competiția de haltere a fost cea mai strânsă din istorie, cu primele 3 poziții ridicând exact aceeași greutate. Conform regulilor, departajarea era făcută de greutatea sportivilor și ordinea ridicărilor, iar Ibrahim Samdov, care a luat bronzul, nu a fost foarte mulțumit de treaba asta, așa că la ceremonie și-a aruncat medalia pe jos, ceea ce i-a dus o descalificare pe viață și retragerea medaliei. Un caz similar s-a întâmplat în 2008 la lupte greco-romane, unde Ara Abrahamian, nemulțumit de decizia jurului pe care l-a acuzat de corupție și că ar fi înrudit cu adversarul său, a lăsat pur și simplu medalia pe jos, a părăsit sala și, revoltat, s-a retras din activitatea sportivă pentru totdeauna. Iar în 2000, China a câștigat medalia de bronz la gimnastică pe echipe, dar aceasta a fost retrasă când s-a aflat că una dintre gimnastele chineze era prea mică. Nu ca înălțime, nu există reguli pentru asta, ci ca vârstă. Aceasta avea doar 14 ani, iar vârsta minimă pentru participare era 16. După incident, sportiva s-a retras din gimnastică la vârsta de doar 15 ani, înainte măcar să intre în legalitate pentru competiții. Bineînțeles, majoritatea cazurilor de medalii retrase au fost din cauza dopingului. Există o listă lungă cu astfel de cazuri, iar printre cele mai memorabile se numără primul caz de doping înregistrat vreodată în istoria jocurilor, care a avut loc în 1968, când regulile antidoping abia au fost introduse, iar suedezului Hans Gunnar Ligenvall i-a fost retrasă medalia de bronz când s-a descoperit că înainte de competiție acesta consumase 2 beri. În mod similar, primul câștigător la proba de snowboard, Ross Rabagliati, a avut medalia retrasă deoarece a fost găsit pozitiv pentru cannabis. Cine s-ar fi așteptat la așa ceva din partea unui snowboarder? Mai ales că astăzi acesta s-a retras din sport și are o companie care comercializează cannabis. La jocurile actuale din Tokyo a ieșit o controversă similară când Shakari Richardson, favorită la proba de 100 de metri, a primit o suspensie tot din cauza cannabisului, făcându-i pe mulți să se îndoiască de logica acestor reguli. Adică, cine fumează cannabis ca să fie mai rapid? Alt caz renumit este cel al lui Marion Jones, una dintre cele mai mari vedete sportive din lume la vremea ei, căruia i s-au retras 5 medalii olimpice după ce o investigație a dezvăluit că folosise steroizi 3 ani mai devreme în Sydney. Iar pentru român, cel mai renumit caz trebuie să fie cel al Andrei Răducan, care tot în Sydney a câștigat aurul la gimnastică individual compus într-o prestație incredibilă a echipei române, care a acaparat fiecare poziție a podiumului, ridicând 3 steaguri românești la ceremonie. Adică cele mai bune 3 gimnaste din lume erau toate românce. Totuși, în urma unui test, câștigătoarei Andreea Răducan i s-a depistat o substanță numită pseudoeferină, care poate fi folosită ca stimulant sau care este de asemenea un ingredient comun în medicamentele pentru răceală. Și conform oficiarilor români, sportiva minoră pe atunci pur și simplu a luat un Nurofen la recomandarea doctorului echipei și pentru asta medalia i-a fost retrasă. Recent a avut loc cel mai mare scandal de doping din istoria jocurilor, când s-a descoperit că Rusia avea un program de dopare susținut de stat, iar când Rusia a organizat jocurile de iarnă în 2014, s-a aflat că aceștia au schimbat mostrele de urină pentru toți sportivii lor. Guvernul rus neagă aceste acuzații, dar însă șeful Comisiei Ruse Antidoping a recunoscut că absolut toți atleții primeau substanțe ilegale, mai puțin patinatorii artistici, ci că la ei nu ajuta. Rusia a primit pedepse aspre ca urmare a scandalului, având 43 de medalii olimpice anulate și primind interdicție la competiții internaționale pe 4 ani, redus mai târziu la 2, cu atleții ruși putând să concureze doar sub sigla de competitor internațional și nu sub drapelul Rusiei.
În orice caz, acest scandal plus altele, gen cazul lui Lance Armstrong, au făcut pe mulți să suspecteze că la cel mai înalt nivel mai toți sportivii sunt vinovați de doping într-un fel sau altul, iar cei nevinovați sunt în mare doar cei care nu au fost până acum prinși. Adică atleții iau numeroase suplimente și tot felul de substanțe ajutătoare, mai mult sau mai puțin ilegale, iar experții din echipa lor sunt foarte buni la a ascunde acest lucru. E un subiect delicat care pune la îndoială integritatea sportului în general, dar hai să nu ne întristăm și să terminăm filmul cu încă 8 fapte rapide despre Olimpiadă. Cel mai tânăr medaliat din istoria competiției se numea Dimitrios Loundras și e un grec care avea doar 10 ani când a luat bronzul la gimnastică la primele jocuri din 1896. Să înțeleg că pe atunci n-aveau limita de 16 ani. Cel mai în vârstă medaliat avea 72 de ani în 1920 când a câștigat argintul la tir cu arma. La tir cu arcul, în schimb, coreanul Im Dong-hyun a câștigat multiple medalii în ciuda faptului că este aproape orb. Nu complet orb, dar destul de orb, adică el ar vedea panoul ăsta ceva de genul ăsta. Și cu toate astea a câștigat de 2 ori aur la Olimpiadă. Cele mai multe apariții le are Ian Miller, un membru al echipei canadiene de echitație, care a participat în mod incredibil la 10 ediții ale Jocurilor Olimpice, dar nu cu același cal, presupun. Primul african să câștige o medalie de aur a fost Abebe Bikila, care în 1960 în Roma a câștigat maratonul alergând de sculț. 1900 a fost primul an când femeilor li s-a permis să participe la jocuri, iar 2012 a fost primul an când toate țările au trimis femei la competiție. În ceremonia de defilare de la începutul jocurilor, Grecia este mereu prima țară din coloană, iar ultima țară este mereu țara gazdă. Mă întreb ce au făcut când Grecia a fost gazdă. Au fost și primii și ultimii? Și că da, are sens. Jocurile olimpice nu sunt perfecte. Corupția și lăcomia sunt evidente în anumite aspecte, dar asta e valabil cam oriunde. Totuși, faptul că mai toate țările lumii se adună împreună și pot concura în mod pașnic lăsând la o parte conflicte și nemulțumiri istorice, e un lucru destul de mare. Sportul ne unește și ne ajută să ne dezvoltăm spiritul competitiv într-un mod sănătos și distractiv și la fel ca jocurile antice, Olimpiada modernă evidențiază aceste aspecte și ne aduce aminte că prin muncă și pasiune și colaborare putem atinge măreția. Atât timp cât nu ești profesionist, să nu faci bani din asta!